În sfârșit ne găsim la capătul acestui proces, proces între Instituția Prefectului și Consiliul Local, într-o situație fericită pentru noi, dar așteptată, intuită, deoarece eram convins de la început de faptul că am procedat legal atunci când am înlocuit viceprimarul municipiului Zalău. Vreau, înainte de a expune opiniile pe marginea acestui fapt, să vă mulțumesc pentru că toată această perioadă ați reflectat de cele mai multe ori în mod obiectiv situația legată de acest litigiu. În primul rând, așa cum am declarat, este îmbucurător faptul că acest litigiu a luat sfârșit prin hotărârea Curții de Apel Cluj, pronunțată în data de 12 octombrie. Această hotărâre consfințind legalitatea celor hotărâri de Consiliul Local și punând capăt unei situații anormale din punctul meu de vedere, situații în care două hotărâri ale Consiliului Local nu au putut fi puse în aplicare. Nu vreau să intru în teoria actului administrativ. Regula spune că aceste acte sunt executori de drept. Singurele cazuri în care se suspende executarea lor este atunci când aceasta este pronunțată de instanță sau când prefectura atacă contencios administrativ aceste acte. Sigur, în cazul nostru, instituția prefectului a găsit de cuvință să le atace, comițând un abuz în opinia noastră, a găsit de cuvință să le atace fără a urmări neapărat constatarea nelegalităților, ci urmărind pur și simplu suspendarea acestor hotărâri, dacă s-ar fi putut până la terminarea mandatului, în momentul în care acestea ar fi devenit de drept lipsite de orice efect. Atunci când spun că este vorba despre un abuz, nu este o presupunere sau o interpretare a legilor, ci știu că este vorba despre un abuz. Vă dați seama că am lucrat în instituția prefectului 2 ani de zile, am mulți colegi acolo și știu ce s-a întâmplat în acele zile, știu ce s-a vorbit, știu că a fost o acțiune orchestrată efectiv de către PSD în scopul de a-și conserva acest mandat de viceprimar cât mai mult posibil. Și este, în opinia mea, regretabil că instituția prefectului s-a implicat în această luptă politică, afectând prestigiul pe care această instituție, eu zic că și-l căpătase în timp, acela de instituție apolitică și care este un arbitru în sălaj între instituții, rolul pe care și trebuie să-l aibă. Știu că acum privite din exterior, lucrurile par un nou episod al luptei pentru putere, însă vreau să vă spun că funcția de viceprimar este, prin definiția ei, o funcție politică. Se câștigă și se pierde odată cu o majoritate din Consiliul Local și, în opinia mea, este vorba despre mai mult decât atât. Este vorba despre buna funcționare a instituțiilor în județul nostru, este vorba despre încălcarea flagrantă a legii de către o instituție care, în mod normal, ar trebui să fie garantul respectării legii în administrația publică locală. M-ați întrebat mulți în aceste zile și vreau să răspund acum care este urmarea acestui litigiu. Urmarea, în opinia mea, consider că trebuie să conste în angajarea răspunderii celor care au greșit în această situație. Eu personal aștept motivarea Curții de Apel, motivarea hotărârii pe care am dat-o, pentru că în funcție de aceasta voi ști în ce formă voi angaja răspunderea sau voi solicita angajarea răspunderii juridice, pentru că intenționez cu siguranță să fac acest lucru. Scot în evidență încă o dată faptul că instituția prefectului a fost cel puțin în această situație, vârful de lanț al Partidului Social Democrat în lupta politică normală până la urmă între partidele politice de la noi din județ. Cred că
de această situație se fac direct vinovați prefectul Ionel Ciun, subprefectul Silanii Robert, pentru că, sigur, domnul prefect a fost în concediu în acea perioadă, dar, din câte știu, a avut un rol destul de important în promovarea acestor demersuri, subprefectul Silanii Robert, chiar șeful departamentului juridic, cei din cabinetul prefectului, în general cam știu fiecare ce rol a avut în derularea celor demersuri și cred că aceste persoane, sigur, justiția sau și pot să-și împartă între ei gradul de responsabilitate, însă cred că toți se fac vinovați și ar trebui să răspundă pentru această situație. Oricum, demersurile pe care le voi face vor fi unele personale, nu implic în niciun fel instituția în care desfășor acum activitatea, partidul politic din care fac parte. Va fi un demers strict personal și va urmări angajarea, așa cum am spus, a răspunderii juridice, în primul rând pentru a evita crearea unui precedent foarte periculos în județul nostru, așa cum este, în opinia mea, implicarea instituției prefectului în lupta politică dintre partidele politice și ingerința nepermisă până la urmă în activitatea administrației publice locale. Cred că în cazul în care aceste fapte n-ar fi sancționate, s-ar crea, așa cum am spus, un precedent foarte periculos în care pur și simplu instituția prefectului ar putea și pe viitor să-și asume un rol politic activ, ceea ce este contrar legii. Dacă aveți întrebări, să răspund cu mare plăcere. Care sunt primele impresii? Poate instalată în funcție? Acum, sigur că atmosfera din primărie nu îmi este necunoscută, pentru că sunt la al treilea mandat de consilier local. Am fost subprefect, președinte al Casei de Sănătate, am lucrat mult în administrație și consider, fără lipsă de modestie, că am oarecare experiență. Aștept însă să mă implic din ce în ce mai activ în problemele care sunt de rezolvat. Sigur, mandatul este unul scurt, au mai rămas câteva luni, însă sper că experiența pe care am dobândit-o să-mi folosească în derularea activității. Pe ce domenii vă vedeți? Asta vreau să spun că nu știu deocamdată domenii de care am rămas să mă ocup. În cursul, la începutul săptămânii viitoare, vor fi date în sarcină aceste domenii, atribuțiile pe care le voi avea și vă asigur că mă voi achita cu succes de aceste atribuții. Ați întâlnit la problema la instalare? Nu. Îndată ce a fost pronunțată hotărârea de către Curtea de Apel, aceasta, în mod normal, s-a pus în aplicare. Vă veți adresa instanței pentru recuperarea salariilor? Așa cum am spus, da, intenționez să fac un demers, să văd sub ce formă, dar cu siguranță un demers al meu va fi în instanțe. Acesta va viza, cel mai probabil, și recuperarea sumelor de care am fost prejudiciată până la acest moment. Însă, în primul rând, eu cred că angajarea răspunderii celor care au greșit a fost o chestie intenționată, n-a fost o greșeală legată de incompetență sau de, mă rog, culpă. Angajarea răspunderii ar fi ar restabili o situație de normalitate. Ar împiedica, așa cum am spus, crearea unui precedent. Miza principală asta în fiind, dar în secundar poate fi și recuperarea. Da, cu siguranță, cu siguranță este și... Mă suntem jurist. Salariile încasate de fostul viceprimar în perioada asta, cum stau din punct de vedere legal? N-aș vrea să mă pronunț. Cred că ar fi cam greu de... Vă referi dacă s-ar putea recupera. Cred că ar fi destul de greu de recuperat de către instituția care le-a achitat în mod legal, sigur, pentru că hotărârea prin care a fost demisă din funcție doamna consilier a fost suspendată. Deci, în toată această perioadă, dânsa și-a desfășurat activitatea în mod legal, ca să spun așa. Deși, sigur, este o situație anormală. Salariile pe care le-a încasat au fost legale sau ilegale? Nu vreau să mă pronunț, dar cred că ar fi destul de greu de recuperat aceste sume.
Și dacă le-ați putea recupera, de la cine? De la doamna viceprimară? A, nu. Eu cred că eu personal ar trebui să mă îndrept împotriva instituției prefectului și a celor care girează activitatea acestei instituții. Ca o scurtă completare, deși nu sunt jurist, pot să fac comparație cu situații similare. În primul rând, aproape în aceeași perioadă, a fost o schimbare de viceprimar în comuna Valcău. Prefectura nu a atacat în niciun fel acea hotărâre de Consiliul Local. Întâmplător sau nu, era vorba despre numirea unui viceprimar din partea PSD. Pe de altă parte, nu pot să nu constat că toate termenele în acest caz au fost împinse la maxim, în cadrul legal, dar împinse la maxim. În județul Cluj, de exemplu, actualul președinte al Consiliului Județean a fost numit și schimbat de vreo 2 sau 3 ori într-o perioadă de 3 luni de zile. Și vorbim despre aceeași lege și despre și parțial despre aceleași instituții ale statului. Doar că acolo, la fel, exista un președinte interimar din partea PSD și urma, și a și fost pus până la urmă, să fie pus un președinte sau un vicepreședinte cu atribuții de președinte din partea Partidului Național Liberal. În plus, noi în județ, și v-au fost relatate de către colegii noștri în conferințele de presă, sunt situații absolut halucinante în comuna Dragu, în care în locul unui consilier de pe lista PDL a apărut un consilier de pe lista UNPR. Nu știu, situații de genul ăsta sau în comuna Losna, sunt situații în care nu frizează legalitatea, frizează absurdul acelei situații. Este absolut halucinante și în aceste situații instituția prefectului pur și simplu nu are nicio reacție. Tocmai pentru faptul că este vorba despre consiliere ai Partidului Social Democrat. Este regretabil pentru că am lucrat în acea instituție, îi cunosc pe foștii mei colegi de acolo și sunt oameni care au o probitate profesională și o lungă perioadă de timp această instituție a evitat să se implice în această luptă politică. Însă odată cu acest mandat, odată cu ivirea acestor situații în consiliile locale, în opinia mea, această instituție și-a prejudiciat prestigiul în mod foarte grav.